Socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, este proverbul care se nimerește de minune situației de la Vaslui. Plecat la Cluj cu gândul la victorie, Vasluiul lui Hizo s-a întors acasă cu coada între picioare. Strategia de joc a Dulăului a fost dată peste cap de proprii jucători. Lipsa de concentrare, dar și oboseala acumulată au făcut ca punctele să rămână la Cluj. După un început foarte bun de partidă în care galben-verzii au arătat ca o echipă compactă așezată foarte bine în teren, echipa de sub Gruia a beneficiat de o lovitură de pedeapsă. Execuție perfectă a capitanului Cadu și CFR-ul deschide scorul. Nici o emoție pentru Cadu, omul care acum 3 ani ducea primul titlu pentru CFR Cluj, tot printr-un penalti executat în derbiul orașului Cluj, pe fostul stadion Ion Moina, în poarta lui Ucluj. Cu toate că întreaga suflare galben-verde spera într-o revitalizare a echipei după pauză, jocul anemic din cea de-a doua parte a meciului a făcut ca Vasluiul să rămână pe treapta a treia a podiumului. În cazul în care ar fi reușit să se impună pe terenul campioanei antitră, FC Vaslui ar fi trecut pe primul loc al clasamentului, principalele contracandidate, Oțelul și Timișoara, remizând cu formații mult mai facile. Etapa următoare, FC Vaslui va primi pe teren propriu vizita Universității Craiova, echipă care e cu un pas în Liga a doua.